ne îndreptăm pe cascada Vârciolo. La drumul principal, accesul cu mașina este interzis. Este un drum de aproximativ 5 km, dar la intrare pe drum spre cascadă găsiți localnici cu mașini, cu trăsuri cu cai, care vă aduc până aproape de cascadă la prețul de 150 de lei. De unde vă lasă mașina, aveți de urcat cam 500 de metri pe jos. Este un drum frumos, dar părerea noastră ar fi că pentru 150 de lei merită să luați o trăsură, o caleașă cu cai sau o mașină 4x4, pentru că drumul e destul de lung, obositor, multe pietre și zic că e mai ok. Se poate admira și din mașină peisajul.